Gata. Bună ziua, bine ați venit! Începem conferința de presă dedicată vacanțelor muzicale. În perioada 7-13 iulie, o nouă ediție, ediția 49. Ne pregătim de ediția 50, care trebuie să fie spectaculoasă. Sperăm că în acest an programul pregătit să fie pe gustul publicului nemțean, dar și a celor care aleg în această perioadă să viziteze județul Neamț. Mă bucur că în ultimul timp sunt oameni care vin să viziteze județul în funcție de vacanțele muzicale. Și asta este foarte important pentru noi. Alături de mine am doi oameni care m-au sprijinit foarte mult în organizarea acestei ediții, domnul vicepreședinte Adrian Păduraru și directorul artistic pe care îl cunoașteți de atâta timp, avem 11 ani împreună, doamna Mihaela Spiridon. Aș dori să rog pe domnul Adrian Păduraru să spună câteva cuvinte. Mulțumim! Bună ziua tuturor! În primul rând vă mulțumim pentru prezență și pentru interesul pe care l-a acordat acestei conferințe dedicată prezentării Festivalului Vacanțe Muzicale. Suntem la cea de-a 49-a ediție. Întotdeauna Consiliul Județean Neamț a susținut și a finanțat acest eveniment, iar în organizarea Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, Festivalul Vacanțe Muzicale a devenit un brand cultural al județului Neamț, un reper pentru toți iubitorii de muzică bună și de spectacol de înaltă calitate. Este un eveniment așteptat an de an de către publicul nemțean, dar și de către turiști, iar în această perioadă Consiliul Județean susține mai multe proiecte culturale pe care ne dorim ca în următoarea perioadă, în următorii ani, să le promovăm la nivel național, mult mai intens. Vorbim de zilele cetății, de vacanțele muzicale, de Festivalul Internațional de Folclor, de Festivalul de Teatru, de Bison Folk. Vreau să le urez organizatorilor mult succes în acest eveniment. Sunt convins că va fi o reușită, vor urma 7 frumoase, în urma cărora vom rămâne cu amintiri deosebite. Mult succes! Mulțumim, domnule vicepreședinte. Într-adevăr, vor fi 7 seri de la muzică clasică, blues, jazz, pop, după cum v-am obișnuit, a doua oară cu muzică lăutărească și vestita gală de operă. Pe partea artistică au fost combinate cumva experiența doamnei Mihaela Spiridon și pe partea mai modernă mi-am pus și eu un pic amprenta, așa că am destul de multe emoții. Doamne ajută să fie vreme bună, deocamdată plouă, dar cu siguranță Dumnezeu ne va ajuta să avem un festival reușit. Încercăm pe lângă partea artistică să fie și pe partea vizuală cât mai frumos și spectaculos, cum am obișnuit publicul vacanțelor muzicale. Bineînțeles că vom termina cu un foc de artificii și plus alte surprize. Doamna Spiridon, directorul artistic, aș vă invit să spuneți câte ceva despre programul din acest an. Vă mulțumesc! Bună ziua încă o dată! Vreau să fac doar câteva mici precizări. De-a lungul anilor, noi am încercat să răspundem tuturor categoriilor sociale, tuturor vârstelor, prin artiștii pe care i-am ales să evolueze în fiecare ediție. Evident că aici ne-am asumat riscuri, deoarece veteranii ne reproșează permanent
24 de ore din 24, că vacanțele nu mai sunt ce-au fost, că nu știu ce, că nu știu cum. Păi nici noi nu mai suntem ce-am fost. Nici vremurile nu mai sunt cele care au fost. Deci totul este într-o permanentă mișcare și dacă nu te adaptezi vremurilor, tu ca individ și tu ca organizator de manifestări culturale, e cumva ca o sinucidere. Mori. Mai mult de atât, în discuțiile pe care le avem în diferite anturaje, pe stradă, eu și cred că nu numai eu, eu primesc sugestii. Doamnă, nu-l invitați pe X? Vai, așa frumos cântă. Știți că ne-ar plăcea să-l vedem. Nu vreți să ne faceți un cadou să-l invitați pe Y? Deci, noi ținem cont și de aceste sugestii. Plus că știți și dumneavoastră foarte bine că noi am făcut ani și ani acel sondaj de opinie la final, foarte important pentru noi, în care oamenii își exprimau nemulțumirile, dar și satisfacțiile în egală măsură. Prin urmare, le-aș transmite cu tot respectul nostalgicilor că noi nu vrem să încremenim într-un tipar anume. E adevărat. Există festivalul George Enescu. Păi, mergi la festivalul George Enescu. Nu te oprește nimeni. Prin urmare, întotdeauna când discutăm asupra unui program, încercăm să aducem toate, aproximativ. Sau, mai bine spus, cele mai importante genuri muzicale, reprezentate de unii din cei mai buni soliști din România sau din străinătate, depinde. Așa am făcut și anul acesta. Și pentru că noi de ani buni colaborăm cu Filarmonica Serghei Lichievici din Chișinău, am apelat și de data asta la domniile lor, fiind foarte buni profesioniști, fiind și oameni de o calitate excepțională. De data asta i-am propus domnului dirijor Mihai Agafița să facem un program de uverturi, cele mai frumoase uverturi. Așadar, va fi un concert fără solist. Dar, credeți-mă, știu, programul, conținutul programului va fi ceva extraordinar de frumos. Deci, acest concert va avea loc în data de 7 iulie. În data de 8 iulie, la ora 9, ora 21, l-avem din nou aspete pe magicianul, i-aș spune, Berti Barbera, un muzician de cea mai înaltă clasă, care ne propune un concert Big Band Boom. Titlul spune tot. El va concerta împreună cu un grup de instrumentiști care aparțin Big Band-ului radio, condus de doamna Simona Strungaru, care face treabă foarte bună la radio. Eu sunt o ascultătoare asiduă a postului de Radio România Cultural și cel puțin o dată pe lună ea iese cu un concert nou. E foarte greu să faci asta, dar ea o face, deci e un om dedicat. Am păstrat tradiția cu cele trei seri culturale care se vor camerale care se vor desfășura în această sală. Și în prima seară vom avea oaspeți pe membrii trioului București, un trio format din vioară, violoncel, pian, instrumentiști foarte buni. Pianistul, de exemplu, este băiatul regretatului Nicolae Licareț,
organist, pianist, fost director al Filarmonicii ani și ani, un tânăr foarte talentat, Anton Niculescu, violoncel, Mircea Lazar, vioară. Aici, pentru seara de marți, am primit deja așa niște figuri, niște priviri mai circumspecte. E vorba de Tarafu Iancu Jianu. Credeți-mă. Sunt niște oameni care mi l-au evocat pe Anton Pan și timpurile acelea. Muzică lăutărească, dar muzică lăutărească de cea mai bună calitate și muzică veche de cea mai bună calitate, care se cânta pe la Hanul Manuc, pe la Conacele Boierești, pe la perioada Panariotă. Deci eu sunt convinsă că va fi o seară extraordinară. La portretul tânărului artist nemțean a sosit vremea să-l reauzim după mulți ani, reauzim și revedem, pe un produs al școlii muzicale nemțene, Emi Constantin Dumitru, unul din primii acordioniști care au plecat din liceul Piatra Neamț și au, mă rog, au cucerit țara românească și ulterior și alte țări. Este produsul domnului profesor Sidor Rusu, pe care îl știm cu toții, absolvent al Academiei Regale din Londra, iar restul vom afla în seara de miercuri, 10 iulie, ora 19, în sala aceasta. El are și un grup de invitați, așa ca seara să fie mai colorată și mai complexă. Continuăm cu seria marilor, marilor muzicieni, cu Sorin Zlat, de care a auzit toată lumea, jazzman excepțional, care a cucerit America și nu e ușor să cucerești America în jazz, cu un concert care se numește The Great American Songbook. Abia aștept seara asta. O altă exponentă a școlii muzicale nemțene este Magda Eliza Maftei, soprană. Ea a terminat liceul Victor Brauner, a mers la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Acum trăiește în Franța și are o frumoasă, frumoasă carieră internațională. Ea ne propune o seară camerală foarte interesantă. Va fi însoțită de un coleg de-al domniei sale, care cântă la lăută. Și programul va conține muzică din epoca barocului. Iarăși inedit, nu prea a fost genul acesta muzical la noi. Doamna Nastase, nu știu cum a făcut, ce a făcut, că i-a adus pe The Motons, după care e nebunit tot tineretul. Dincolo de faptul că ei sunt niște băieți foarte frumușei, așa, foarte simpatici, foarte modești, sunt și foarte buni în ceea ce fac. Așadar, The Motons, joi, 11 iulie, ora 21. Un spectacol care a itinerat tot teritoriul României este cel numit Poveste din Bucureștiul de odinioară. Acum mai mulți ani, eu am vrut să... De fapt, am și făcut-o, numai că nu s-a concretizat din motive de sănătate ale solistei. Am vrut acest gen de spectacol, cu toate șlagărele interbelice, spectacol pe care îl susținea Mircea Tiberian și o tânără domnișoară, al cărei nume îmi scapă, mă rog, foarte bună, și care cântau toate
câte cele acelea celebre, de la Zaraza până la, ce știu, iubesc femeia și hai să vin să ne întâlnim sâmbătă seară. E, nu s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit solista, dar se întâmplă acum. Spectacolul, concertul, Poveste din București de odinioară, va fi susținut de actrița Miruna Ionescu și Taraful de Oraș. Și în sfârșit ajungem la ultima seară, la gala de operă, iarăși, pentru că noi am avut absolvenți la acest liceu de artă, absolvenți cu totul excepționali, m-am gândit să aduc trei dintre ei, să-i mai vadă lumea, să-i cunoască lumea, pentru că noi, în principiu, în general, nu prea ne cunoaștem valorile. Ei sunt mult mai cunoscuți în străinătate, din păcate. Și atunci am adus trei soliști, Alexandra Grigoraș, Relu Proca și Claudia Caia, care să susțină acest concert împreună cu orchestra Ionel Perlea și dirijorul Cătălin Țoropoc. Sper ca și această ediție să mulțumească, mă rog, pe cât mai mulți auditori. Sigur că vor fi cârcoteli, că dacă nu sunt cârcoteli, nu e în regulă, e ceva dubios. Dar, dincolo de aceste cârcoteli, foarte important este că atât eu, cât și doamna director, cât toată echipa de la Carmen Seculare, pun foarte, foarte mult suflet în organizarea acestui festival. În fiecare an. Pe lângă suflet, aș îndrăzni eu cu lipsă de modestie și puțină pricepere. Prin urmare, ediția 49 nici n-a început, dar pe mine mă strânge în spate ediția 50 deja. Pentru că acea ediție 50, într-adevăr, va trebui să fie și va fi una explozivă. Cam atât am avut eu de spus și cu Doamne ajută înainte. Ne va ajuta Dumnezeu cu vremea. Doamne ajută! Ca o noutate în acest an vom avea și o latură umanitară. Avem un acord de parteneriat cu Asociația Punct de Cotitură în Autism Timpuriu, MIFNE, și vom încerca să atragem atenția asupra acestei boli și, de ce nu, poate fonduri pentru asociație. Fac lucruri frumoase, lucruri bune pentru acești copii care au probleme și pentru părinții lor. Așa că dacă accesul la spectacole este gratuit, poate fiecare să lase ceva bănuți pentru această asociație sau poate vor da un SMS. Dacă aveți alte întrebări legate de organizarea acestui festival? Da, dar acestea, prima din cele două întrebări, an de an, în paralelă și direct legat de organizare, am văzut pelerine, corpuri din Toposeca, da. Apadimane, chiar și cei de locări de spectacole. Ce veniți anul ăsta nou ca soluție de backup la generalul Tornadă? Sperăm să nu fie tornadă, un pic de ploaie nu strică nimănui, ne spală de păcate uneori, așa că e de bine. Dacă, Doamne ferește, eu zic că putem întârzia un pic, ar trebui și publicul să înțeleagă că nu este atât de ușor să relocheze o orchestră. Dar am mai făcut-o pe timpuri. Vedem în funcție de prognozele vremii. La cât m-am uitat acum și având în vedere că părintele Cojan este mereu alături de noi și trage clopotele de fiecare dată, eu sper că va fi bine. Într-adevăr, ne-am pregătit cu pelerine, sunt umbrelele puse acolo, mai avem o parte de decor care va fi foarte frumoasă,
Sper să mulțumim oamenii, ca bine foto, să plece fiecare cu câte o amintire, proiecții pe clădiri timp de 3 zile, jocuri de lumini spectaculoase, baloane, nu știu ce aș mai putea să mai fac pe partea asta, dar îmi doresc oamenii să plece de la vacanțe muzicale în fiecare seară cu zâmbetul pe buze și cu speranța de a fi mai bine și mai frumos. Pentru... O întrebare, că tot spunea doamna Spiridon, de ediția ceva să vină, 50, e legată de vacanțe, e legată de carnea singulare. Pentru dumneavoastră personal, ediția 50, unde vă va prinde? La carnea singulare sau în măsituri de teatru? Mai avem timp de gândire până în octombrie. Dar oriunde aș fi, cu siguranță mă voi implica în organizarea vacanțelor muzicale cu ediția 50. Acum ce să spun, dacă e cumva să plec, sper să mă primească și noul manager în organizare. Dar așa ar fi înțelept, cumva, dacă predăm ștafeta, să nu tot ce-i vechi este rău și nu tot ce-i nou este bun. Așa că ar trebui o continuitate. Vom vedea. Mulțumesc. Alte întrebări? Am rămas la suma de 1 milion de lei. Sperăm, când tragem linie, să avem ceva economii. Ca de obicei. Iar pentru la anul, la ediția 50, sper ca cei de la Consiliul Județean, unde voi face și eu lobby, dacă tot, domnule Vinca, ați atras atenția că am mandatul de consilier județean, cred că ar trebui un buget un pic mai mare pentru partea de promovare. Știți că de fiecare dată, în afară de mulțumire, ar trebui să fie și un buget mai mare pe promovare. Dar vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul pe care ni-l acordați pentru promovarea acestui eveniment important. Așa că, domnule vicepreședinte, vă dau așa un pic emoții, dar cred că ar trebui un buget de minim 2 milioane de lei pe anul viitor, ca să fie măcar cât de cât ok. Alte întrebări? Știți, de anul trecut și în acest an noi am mutat scena vacanțelor muzicale în fața primăriei, nu din cauza aparat răsnetului, dar așa a fost să fie, ci pentru că e un spațiu mai generos și sper totuși să nu fie o problemă acolo. Au fost mai multe discuții, turnul se află, știți foarte bine, în proprietatea parohiei. Așa este, noi doar am administrat clădirea turnului. Cu atât mai mult înseamnă că implicarea bisericii va trebui să să fie zilnică. Doamne ajută, încă o dată, de vreme frumoasă, dar mă bucur că anul trecut, când a fost seara celor cu acordeoane, muzica cu acordeoane, a plouat, dar publicul a fost alături de noi și a fost o atmosferă extraordinar de frumoasă, când oamenii au dansat în ploaie, s-au ținut în brațe, a fost o atmosferă atât de caldă și atât de frumoasă, încât și ploaia a stat până la sfârșit. Așa că ne bazăm cumva că puterea divină va fi alături de cei care încearcă să facă lucruri bune pentru comunitate. Alte întrebări? Atât? Dacă nu mai am întrebări, aș mai avea o întrebare pentru doamna Spiridon. Așa o primim. Vă rog. Tot vorbeați
totuși, publicului din nou, care e un public viitor de cultură, să ajungă la nivelul în care, apropo de ploaie, critică, plus sau mai multe, să vedem public venind la brațul de concert mutat în stradă, ca la cele ale lui Rio, de acasă, inclusiv pe vreme foarte rapid, pelerină de paie și cizme de cauciuc. Dar hotărât să ajungă la acel spectacol, indiferent de vreme. Ce ar trebui publicului? Ce lipsește, da. A, ce lipsește? Să fie elegantă sau directă? Elegantă. Nu, educația. Muzicală. Și apoi, nu numai. Și pasiunea. Eu, de exemplu, nu m-aș duce la un concert Metallica. E tot muzică. Nu e genul meu. Asta nu înseamnă că îmi pot permite să afirm Metallica e groaznică. Nu. Nu e deloc. Dar nu merg eu acolo. Prin urmare, toți cei care vin în piață vin de plăcere, din pasiune. Unii de din curiozitate. E un aspect aici care mai spune, mă rog, mai lămurește cumva acest aspect. Sunt foarte puțini oameni aici, la concertele camerale. Foarte puțin comparativ cu piața. Eu și recunosc, am insistat foarte mult să păstrăm aceste trei concerte camerale, tocmai în ideea ca publicul să cunoască și acest gen, să se obișnuiască cu el, să-l agreeze. Nu știu, noi încercăm să facem tot ce... Nu e un secret faptul că în această sală sunt lunar, cred, recitaluri instrumentale susținute de Facultatea de Muzică în parteneriat cu Centrul Carmen Seculare. Nu mă întrebați câți oameni sunt la aceste concerte, pentru că mă doare sufletul să vă spun. Și atunci, dacă tu ești așa un mare iubitor de muzică clasică, pentru că aici nu trebuie pusă virgulă, da? Muzică clasică. De ce nu vii la aceste concerte? A, vii numai la nume sonore. Când a venit Madrigalul, numai că nu m-am bătut cu ei. Pentru că noi, cred că iarăși v-ați obișnuit, ceea ce e un lucru foarte bun, începem la oră fixă. Și la ora 19, la teatru, a avut loc concert. Am spus, închideți ușile. În momentul ăsta, închideți ușile. A, panoramă, ce? Nu, domnule, vrei să vezi Madrigalul? Vii la 7:10. Vii la 7:15. Dar nu vii la 7:02, că nu mai vii. Sau vii, dar stai afară. Da, la Madrigal, la Quartetul Voces, la... Așa, dar vino și la tineri interpreți care sunt extraordinar de buni. Eu vă spun în calitate de interpret, de om de scenă. Știți cât e de dureros să te uiți în scenă, să vezi, în sală, să vezi 5 oameni? E rău, te doare rău. Sigur că îți faci treaba ca și cum ar fi 500 de oameni. Dar de ce? Și reprezintă și manifestările acestea un efort financiar, în primul rând. Că noi știm foarte bine cum stăm cu banii. Deci dacă niște oameni, o instituție, fac niște eforturi ca să, mă rog, asigure minimorum necesar desfășurării unui asemenea recital, ca să nu mai spunem că foarte mulți vin pro bono, pentru că ei știu care e situația. Nici oameni în sală n-ai? Păi atunci nu-mi cere mie, elitistule, tu, să-ți aduc filarmonica din Berlin. Că nu vii nici la aia. Scuze, pentru că nu mai pot cu acest fariseism care ne mănâncă zilele și nopțile. Asta e. Credeți că ar fi o soluție în care acest concert de...
ar fi. Așa este. Așa este. Credeți-mă. Dar legat de întrebarea dumneavoastră, să știți că acum 2 sau 3 ani, nu mai țin minte, când a fost Berti Barbera și trebuia să aibă spectacol sus la turn, a venit o furtună atât de mare, într-adevăr cu fulgere, cu trăsnete, cu și oamenii au venit pregătiți cu pelerine de ploaie, cu umbrele, cu cizme de cauciuc, ce spuneați, adică cine își dorește, chiar iese. Și atunci m-am bucurat, atunci a trebuit să aducem spectacolul aici și sala a fost neîncăpătoare. Adică, da, a fost neîncăpătoare pentru că au venit din piață. Da. Pentru că dacă era programat concertul aici, bine, era vorba de Berti Barbera, da? Adică ajungem tot acolo. Dacă e un nume sonor, hai să mergem că dă bine să mă vadă lumea că am venit la concert. Mai pun și o colărie așa și sunt adică exact ce trebuie. De determinare și ipocrizie. Cum? Revin la întrebarea mea, ce este spectatorul. Da, da. Acea limită dintre determinarea da, da, se poate, se poate, da, se poate spune. Ca peste tot, absolut. Da, asta e. Repet, noi încercăm să mulțumim pe toată lumea. Mai e și aspectul ăla, eu am mare admirație pentru înțelepciunea populară. Vulpea care n-ajunge la struguri zice că sacri. Și atunci totul miroase. Totul e urât, totul e... Pentru că n-am făcut eu. E, dacă aș face eu... Știți? Na, asta e. Noi asta am putut să facem, iată, de 11 ani facem echipă. Și în afară de 2-3 persoane care sunt înveninate rău, dar sunt niște persoane nefericite, din păcate pentru ele, procentajul celor care apreciază această diversitate în program este mai mult decât satisfăcător. Prin urmare, minoritatea se supune întotdeauna. Există și cealaltă parte care ar vrea să transformăm vacanțele muzicale doar în concerte de pop. Le-am zis că una sunt zilele orașului și altele sunt vacanțele muzicale, sunt două evenimente total diferite și cred că este bine să păstrăm totuși din tradiția vacanțelor muzicale. Și într-adevăr, pentru nostalgici avem concertele de aici, de la Consiliul Județean. Anunțasem că vom avea concertele la Teatrul Tineretului. Nu s-a întâmplat nimic decât că s-a eliberat această sală și am preferat să rămânem aici, pentru că pianul este aici. Să mutăm un pian câteva sute, 200 de metri, tot peste 10.000 de lei costă, așa că e o acustică foarte bună aici, cu decorul pe care îl vom face. Cred că va fi foarte sigur, bine, așa că sigur. Le mulțumesc și colegilor de la Teatrul Tineretului pentru disponibilitate. Poate pe viitor vom ajunge cu alte concerte acolo, care nu va trebui să mutăm un pian sau să avem cheltuieli suplimentare. Dintre nostalgici, știți prea bine că este alături de noi unul din inițiatorii vacanțelor muzicale, iar atâta timp cât îl văd pe domnul Bunghez zâmbind la fiecare concert, mine este fiecare. Foarte, foarte bine. Ceea ce e rarisim și, da, la domnia asta. Și credeți-mă că stau uneori, mai ales când mai am eu... încercări, când am adus muzică electronică, când am adus Lupii lui Calanci, am stat un pic așa, uitându-mă să văd dacă se ridică sau nu de pe scaun, dar a stat până la sfârșit, a zâmbit, a zis că a fost foarte bine, bravo, asta este pentru mine cumva o notă de trecere. Și îi mulțumesc încă o dată. Dacă nu mai sunt întrebări? Numai o secundă, sigur că nu mă pot abține. Noi n-am avut parte la niciun concert
de huiduieli. Apropo de isteria care a cuprins România cu concertul Coldplay. Credeți-mă, eu am fost la concertul Coldplay, e adevărat, la Budapesta. A fost, rămâne unul din evenimentele senzaționale la care am luat parte. Sunt genial băieții ăia. Și n-a făcut altceva decât să invite numărul 1 din România. Asta e. E, noi n-am luat huiduieli. Pentru că public, cred că publicul nostru e mai, nu știu, mai dispus la, hai să văd și asta, că n-am văzut. A, uite, chiar e drăguț, chiar mi-a plăcut. Da. Adică deja s-a obișnuit, deja așteaptă, ia să văd ce noutate avem anul ăsta. Da. Gusturile până la urmă se formează în timp, în timp, în generații. No. V-ați referit doar la critici, la reportaje, nu s-au fost și oameni care v-au apreciat după încheierea unei ediții care se spună ba da. Absolut totul. Ba da, dar trebuie să apăs pe ăsta. Nu, trebuie să apăs pe ăsta. Am spus mai devreme că procentul celor care se declară încântați și abia așteaptă edițiile vizuale este mult mai mare. Da, sigur. Și atunci, de asta spun, sunt mai mulți cei care se declară mulțumiți decât cei care, mă rog, au tot felul de comentarii răutăcioase. Foarte răutăcioase unele din ele. Și nefondate până la urmă. Da? Eu am o carte cu istoria vacanțelor muzicale pe care mi-a dăruit-o domnul Valentin Andrei. Și eu mai știu, mă rog, din tinerețea mea, când eram studentă, când eram... Într-adevăr, vacanțele muzicale aveau alt conținut. Cântau foarte mulți studenți, foarte mulți profesori, în principal de la Conservatorul din Iași. Dar cântau gratis. Nu vreți să știți cât onorariu cere în ziua de astăzi un profesor sau un student ca să vină să evolueze aici. Și atunci, pentru mine, de exemplu, a fost o onoare imensă să fiu invitată să cânt în vacanțele muzicale ca studentă. Sau... Nu, pentru ei e o scenă oarecare. Și nu e o scenă oarecare. E un festival de renume, un festival arhicunoscut, și așa mai departe. Deci nu avem cum să rămânem la formatul acela. Nu avem cum. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc tare mult și nu înainte să le mulțumesc colegilor, echipei de la Carmen Seculare pentru toată implicarea, după cum bine știți că lângă consultanți artistici sunt și muncitori și decoratori și scenariști. Șoferi. Și șoferi. Da, le mulțumesc tare mult pentru implicare, pentru că stau de dimineață de la ora 7:30 până seara târziu când se încheie fiecare spectacol. Și este foarte, foarte important. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit astăzi și cu siguranță vă văd alături de noi, sau așa sper. Vă mulțumesc mult!